Bună seara, stimați telespectatori, și bun regăsit la o ediție specială pe care o dedicăm economiei românești și felului în care ea funcționează. O să avem un prim indicator legat de piața imobiliară și de eventuale corelații sau, dimpotrivă, desincronizări între felul în care evoluează piața imobiliară, prețurile și tendințele pe această piață și mersul economiei și al banilor pe care fiecare dintre noi îi are în buzunar. Alături de mine, un antreprenor în serie, domnul Octavian Bădescu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Am revenit în acest weekend din Brașov și știu că și dumneavoastră mergeți frecvent în zona aceea. Un complex în Poiana Brașov foarte interesant. Am fost uimit cât de multă forfotă era în oraș, pe zona aceea pietonală, centrală. Era aproape imposibil să găsești un loc la o terasă, deși erau zeci și zeci de terase. Pare că e cumva o frenezie a vacanțelor, a concediilor. Cum percepeți dumneavoastră starea de spirit general acolo, la nivel local și la nivel național? Au rămas mai mulți oameni în țară decât în alți ani. Și asta e o explicație, iar Brașovul, între orașele țării, e principalul obiectiv turistic dintre orașele mari. Adică e centrul țării. Nu mai spun că peste un an probabil se va da în folosință și aeroportul din Brașov, care o să aibă din nou un impact pozitiv major, pentru că la nivel regional, stațiunile montane, gândiți-vă la stațiunile de schi, Bansko din Bulgaria, Poiana Brașov din România, Poiana Brașov devine cu avantaj competitiv datorită proximității aeroportului, nu mai spun datorită proximității orașului Brașov, cetatea Branu, Valea Prahovei cu Peleșu și așa mai departe. Deci din punct de vedere turistic, acolo e o combinație de factori, nu mai chiar turistic, chiar și rezidențial. Apropo de rezidențial, ce înseamnă piața imobiliară din Brașov și împrejurim? Bun, eu mai mult m-am dus pe zona Poiana-Brașov pentru că cred foarte mult în stațiuni, cred în resorturi, așa când mă uit un pic în viitor, intuiesc un aflux pe termen mediu și lung al oamenilor către astfel de zone montane, izolate, dar în același timp cu toate facilitățile la dispoziție. Și care, unde găsești chestiuni de genul ăsta? În resorturi, în condominii organizate care au și restaurant și piscină și sală de forță și da, modalități de petrecere a timpului liber. Mai degrabă ca și case de vacanță sau apartamente de închiriat în regimul acesta de tip Airbnb? Ele așa au început. Au început, mă rog, acum 10-20 de ani, case de vacanță. Apoi au intrat în sistem Airbnb Booking, însă gradual au fost și oameni, mai ales în ultimul an jumate, doi, care își stabilesc o rezidență permanentă acolo. Eu cunosc persoane care s-au mutat în Brașov, din București. Întâi au închiriat, porma au cumpărat. Cred că acest trend va continua. Și în complexul din Poiana Brașov, unde mai am eu apartament, întâi n-a stat nimeni, toate erau închiriate în regim hotelier, apoi a fost o persoană care a stat permanent, apoi a doua familie care s-a mutat permanent. Nu se știe nici eu și eu analizez această variantă. Care sunt avantajele și dezavantajele? Ce cântăriți într-o astfel de decizie? Liniștea, aerul curat și faptul că foarte mulți oameni, nu neapărat în privința mea, dar mai mulți oameni acum nu mai sunt legați de un loc de muncă fizic. Acești oameni au lucrat timp de câteva luni, cunosc cazuri, care s-au mutat timp de câteva luni. Dacă s-au mutat timp de câteva luni, mai e un pas și poate să ia decizia să se mute de tot. Pentru că ești mai liniștit, ai spații comune mult mai ample, nu ești din bloc pe stradă. Deci în momentul în care ești într-un resort, ai la dispoziție un spațiu mult mai mare decât într-un apartament de bloc în oraș. Dacă... N-aveți salvări și mașini de poliție pe acolo, pe lângă bloc? Nu există, nu. Deci în zona Poiana Brașov... Asta e stresul meu major. Da. Pentru că munca mea constă și acolo... n-a face niște înregistrări audio și
E foarte complicat în București să fac o înregistrare care să n-aibă diverse sirene, da, la 5 minute. Nu, acolo e zona Silver Mountain în Poiana Brașov, este înconjurată de pădure. Pădure, pajiști și chiar și orașul sau stațiunea Poiana Brașov este un kilometru mai sus. Deci este cul de sac, cum spune francezul, adică de la tine nu mai ajungi nicăieri. Da? E un drum care o ia către ansamblul tău și de acolo nu mai duce nicăieri, se termină drumul. Mai sunt și alte ansambluri? Adică cum e dezvoltată zona? Nu, e unicat. Din perspectiva asta este unicat și cred că aici sunt avantaje competitive. Deci cred că în timp oamenii se vor muta din ce în ce mai mult, pe termen mai lung, poate chiar definitiv, în astfel de ansamblu, migrând și, dinspre oraș. Ce au și ce n-au la dispoziție într-un nu astfel au, de ansamblu în stațiune? Nu au apropierea de o școală, proximitatea de un spital și uneori de magazin. Magazin mare. Deci fie pot să stea în perioadele de vacanță ale copiilor, dacă au copii. Și dacă nu o să meargă pe online. Și dacă nu o să meargă pe online, da, școala, fie cuplu fără copii. Da, dar Poiana Brașov, spre deosebire de alte resorturi, are proximitatea față de orașul Brașov. Care sau copii la, mari care deja sunt la facultate. E și la nu. 13 km. Da? Deci e ca și cum stau eu în Chitila Mogoșoaia versus centrul Bucureștiului, sunt 10-15 km. La fel e Poiana Brașov față de Brașov. Deci, din punctul de vedere al proximității de un oraș mare și implicit de magazine și de facilitățile unui oraș mare, Poiana Brașov are o locație unicat. E adevărat, dar, unicat, dar la kilometrii nivel regional. Sunt una și timpul este alta. Pentru că eu m-am mutat din București, în final am decis să mă mut din București în Snacov. Da. Și deși sunt la vreo, nu știu, 30 de kilometri sau nu știu cât sunt până, da, la Snagov, am 20 de 25, 30 de minute maxim, ceea ce greu aș face din București, adică ar trebui să fiu, vorbesc de studio, da, ar trebui să fiu foarte aproape cumva în București de locația mea ca să pot să fac același timp. Și am prioritizat timpul versus kilometri. Da. Și eu cred că cu avantaje și dezavantaje, că consum de carburant, se, da, conduce altfel pe autostradă decât prin oraș și așa mai departe. Totuși, timpul devine un factor poate mai important pentru mulți oameni decât numărul de kilometri. Și atunci vă întreb, ce înseamnă acei 15 km în timp? Da, înseamnă, dacă nu e aglomerat sau cum e aici, și Snagovul e o locație foarte bună din perspectiva asta, 15 minute, 30 de minute. Da? Ce înseamnă ca și prețul? Cum a evoluat piața imobiliară? Dar aerul, gândește-te și la aer, da? Pentru că ai pădure, practic peste o treime din timp, ca să nu spun poate chiar peste jumătate, da? Respiri aer mai curat. Asta contează foarte mult. Au început oamenii să prioritizeze și să plătească. Apropo de a plăti, că dumneavoastră sunteți foarte atenți, ce sunt oamenii dispuși să plătească ca și avantaje sau servicii. Aici este partea bună, că în aceste ansambluri, în resorturi, prețurile nu au crescut atât de mult. Față deci de... în raport cu valoarea oferită, prețul este sub. Spre exemplu, chiar și în, de care vorbim aici, în Poiana Brașov, în Silver Mountain, a fost un ansamblu preluat de bancă, pentru că a fost inițial intrat în insolvență după 2008-2009. Iar prețurile de achiziție au fost, acum s-au cam vândut toate, nu știu dacă mai e un singur apartament, cred, la vânzare acolo, au fost sub valoarea de înlocuire. Deci dacă calculezi, hai să mai facem încă o dată. E bine că s-au vândut, că în felul ăsta nu o să spun nimeni că facem reclamă, că nu aveți ce mai vinde. Da, nu, s-au vândut. Nici nu m-am ocupat eu de vânzare. Eu am preluat că, știi cum e, dacă nu ești atent, am ajuns președinte de asociație de proprietari acolo. Și acum, deci n-ați fost implicat în partea de business? Nu, nu în vânzări, dar m-am implicat în transformarea 4 blocuri în mijlocul pădurii într-un resort. Adică cu ajutorul fondurilor proprietarilor am făcut acolo teren de badminton, terenul de ping-pong, teren de mini-fotbal, există volei, posibilitatea de volei, băncuțe, alei, adică e cu totul altceva. E un mini-resort acolo. E o anumită calitate a celor care au închiriat sau cumpărat? Adică este, ați putut să creați o comunitate și oamenii să se înțeleagă și să aibă niște obiective comune și să contribuie? Nu simplu. Nu este simplu. Că-mi dau seama că la România e mai complicat. Foarte complicat.
foarte complicat, pentru că oamenii în foarte mică măsură iau în calcul uzura. Uzura fizică a imobilului și deprecierea valorii activului și rostul unei administrări unui complex. Rostul administrării este creșterea valorii proprietății. Într-o singură propoziție, asta este firma de administrare sau președintele asociației de proprietari are ca obiectiv menținerea și creșterea valorii proprietății. Restul sunt povești. Dacă sunt proprietari care percep că rostul administratorului este să strângă întreținerea, asta e o perspectivă comunistă, comunistoidă, retrogradă, care aduce prejudicii. Deci pur și simplu, numai prin faptul că ai îmbunătățit acolo spațiile comune, ai crescut valoarea fiecărei proprietăți de acolo cu 5-10.000 de euro. Ăștia sunt bani efectiv băgați în buzunar proprietarilor. Și acum trebuie să compari chestiunea asta cu fondul de investiții și reparații. Deprecierea unei unități locative în funcție de locație, de amplasarea ei, că e la munte, că e la mare, câte spații comune, că e pentru închiriere sau pentru rezidență și așa mai departe, deprecierea ei e de circa 2-5 euro, 2 liniuță 5, nu virgulă 5, euro pe metru pătrat pe lună. Prin urmare, ca să compenseze această depreciere, tu trebuie să alimentezi permanent un fond de investiții, reparații, să menții proprietatea în stare bună. Acest fond, în principiu, poate să ajungă poate la jumătate de euro. În București, pe metru pătrat pe lună, în București, sunt cam 10 cenți și uitați-vă cum arată blocurile. Oamenii nu-și dau seama cum li se depreciază proprietățile, pormă vând la prețuri mici și nu-și dau seama de ce. Pentru că dacă ar fi menținut, ar fi alocat acești bani pe parcursul duratei de viața imobilului, ei ar fi avut un beneficiu net superior la vânzare sau la închiriere. Deci aici este un pic dificultatea pe care o ai cu un nucleu de proprietari. Această mentalitate, această orientare către creșterea valorii proprietății. Dar care, după ce faci niște lucruri, trebuie să ai o voință și o capacitate de rezistență în chestiunea asta, dau rezultate. După ce dau rezultate, atunci începe lumea să observe pe pielea ei și lucrurile se schimbă. Deci, revenind la preț versus valoare, pentru că e în afara orașului și pentru că încă nu e cererea pentru locuire permanentă acolo și totuși e sezonier și așa mai departe, există un preț de achiziție care este inferior valorii de înlocuire chiar. Să reconstruiești treaba aia cu atâtea spații comune necesită foarte multe fonduri. Am fost de un azi și în Bulgaria, la Sveti Vlas. E o stațiune mai sus de Burgas, între Varna și Burgas, pe lângă Nesebar, care e un oraș și un patrimoniu UNESCO, e turistic, și e la poalele munților Balcani. Deci acolo se termină lanțul munților Balcani, intră în mare și practic ai o stațiune străjuită de pădure și de munți cu o înălțime de poate de 500 de metri în zona aia, apoi e marea la o distanță de 5 km și ai o stațiune acolo cu un microclimat deosebit, similar celui din Costa del Sol. Pădure și mare. Asta înseamnă un microclimat deosebit. Acolo la fel, resort. Resort înseamnă masaj, înseamnă restaurant, înseamnă piscină exterioară, piscină interioară, înseamnă spații comune îngrijite, mari. Înseamnă că atunci când nu e turism, din plin, iulie-august, practic ai foarte mult spațiu. Și acolo locuiesc acum 20 de familii. Acum un an, doi, nu locuiau. S-au mutat 20 de familii deja. De români? Nu, nu de români. De bulgari? Nu. De bulgari, de englezi, de nemți. Și acolo, prețurile, o să investești și acolo, sunt sub valoarea de înlocuire. Asta vreau să vă întreb. Cum sunt prețurile din Bulgaria față de România? Sunt mai jos. Semnificativ? Adică s-ar justifica pentru cineva să locuiască în Bulgaria și să facă naveta? Nu să facă naveta, dar eu aș lua în calcul să mă mut într-un astfel de resort în Bulgaria. Eu cred mai mult în litoralul bulgăresc decât în litoralul românesc, care asta are niște avantaje. Asta absolut. Sunt de acord cu dumneavoastră. Nete. Nu am făcut niciun concediu pe litoralul bulgăresc, că văd și eu știri, am prieteni care merg. Însă am un singur criteriu pe care l-am de acum 12-13 ani de zile. Când am luat licența de scuba diving și am luat niște lecții de scufundare,
în Marea Neagră, pe partea românească și pe partea bulgărească, la câțiva zeci de kilometri. Da. Apa era cu totul altfel. În partea românească era o chestie nămoloasă din care nu vedeai nimic. În partea bulgărească era mai limpede și puteai să vezi un ambient. Nu e ca în Grecia sau în dar este, da, este net superior. Prețurile sunt mai mici. Raportat la valoare, îmi dau și eu seama cât costă să construiești un astfel de resort. Important este să nu iei la prima mână, da? Pentru că ce s-a întâmplat și acolo? Au construit. Ca să construiești, să faci infrastructură, trebuie să faci spații comune, trebuie să construiești tot felul de chestiuni. Și asta îți duce prețul de vânzare destul de sus. Acest preț de vânzare, dacă tu te duci pe exploatare sezonieră, nu reușești să-l vinzi în detai, într-un sezon scurt, nu mai vorbesc de România, dar chiar nici în Bulgaria, e cu 2 săptămâni, o lună mai lung. Nu e extrem de lung. Și atunci, cei care au investit și au cumpărat, practic plătind prețul întreg, ajung și nu mai au randamentul investițional așteptat, sperat. Și la un moment dat se plictisesc și vând. Și ei vând practic cu 20, 30, 40, 50% uneori mai jos. Asta înseamnă că tu ajungi să cumperi la mâna a doua sub valoarea de înlocuire. Pentru că valoarea de înlocuire poate ar fi fost doar marja de profit, da? 10-15% sub prețul la care s-a vândut inițial. În momentul în care cumperi sub valoarea de înlocuire, ajungi și cu randamentul investițional la niște cote decente, dacă închiriezi, da? E prețul corect pe cerere, ca să spun așa, și ai posibilitatea aprecierii valorii capitalului în timp. Deci eu, într-adevăr, ușor, ușor, mi-am dispersat riscul investițional și m-am concentrat, mai am în București, dar am în Poiana Brașov și o să am acum în Bulgaria, pe litoralul bulgăresc, pe malul mării, în prima linie de la mare. Acolo e valoare. E valoare. E liniște, e spațiu și ai toate facilitățile posibile și sunt numai 350 de kilometri de București. Și cum deci e relația de la Poiana Brașov până jos, la această stațiune, 7 ore, 8 ore. Și fiind resort, ai toate facilitățile apropiate. Dar cum e relația cu clientul? Adică sunt bulgarii mai ospitalieri sau mai puțin ospitalieri decât românii? Crează servicii mai bune pentru client sau mai puțin bune? Cred că există o orientare pentru client ușor mai mare. Care e explicația pentru asta? Nu pot să mă duc foarte mult în detalii. Cred că s-au format un pic altfel, că acolo au investit foarte mulți. Dați-mi niște exemple foarte concrete din care cumva dumneavoastră deduceți că este o atenție mai mare pentru client. Cred că e mai mică presiunea pentru că sezonul e un pic mai mare și atunci nu e o atât de mare presiune și turistul nu se simte jefuit. Adică în România, fiind un sezon foarte scurt și foarte mult turism de weekend, se trage foarte mult pe client. În Bulgaria sunt resorturi în care sunt toate condițiile pentru familii. În România nu sunt astfel de resorturi pe litoral, sunt hoteluri, nu resorturi. Și atunci, acolo, într-un astfel de resort, nu ai doar camere de hotel. Ai apartamente, poți să ai penthouse. Și atunci poți să te duci cu o familie, poți să ai 2 copii, să stai o săptămână, poate 10 zile, poate mai mult, fără să începi să te cerți în familie că ai spațiu prea mic și ești prea înghesuit. Asta favorizează o abordare mai relaxată. Apropo de această situație în familie, că de un an jumate, chiar dacă în ultima perioadă s-au mai relaxat destul de mult lucrurile, dar nu știm ce ne așteaptă, pentru că ni se tot flutură un val 4 al pandemiei și așa mai departe. Cum s-a schimbat sau cum se schimbă piața imobiliară, dacă se schimbă, sub această presiune de oameni băgați cumva într-un spațiu destul de mic, perioade lungi de timp? Au existat niște tendințe care se manifestă și în continuare. Spre exemplu, în Franța au crescut prețurile proprietăților în zonele rurale cam cu 7-10%. Ca exemplu. În România au crescut tot așa cu 5-10%, a crescut cererea mai mult pe zonele de case și ușor în afara orașului în raport cu zonele de blocuri din interiorul orașului. Deci o cerere mai mare către case și s-au și vândut anul trecut și anul ăsta, în primăvară, mai multe case care stăteau de mai mult timp la vânzare. Deci e o orientare către casă și către exteriorul orașului, mai pregnant. Revenim la discuția noastră după o foarte scurtă pauză publicitară.
despre cum ne găsim și cum ne construim și cum ne autodefinim identitatea. Maica Tereza nu a fost doar un personaj pozitiv. A fost un personaj cel puțin controversat. Știind ce vrei să obții în acea zodie, în funcție de caracteristicile ei din această perioadă energetică, poți planta semințe. Asta e fața ta, asta e oglinda, te-ai spălat pe mâini și îți pui tu fondul de ten și zici că nu-i mare brânză. Nu ne vom duce în detalii despre sănătate neapărat, ci despre o viață frumoasă. Sunt Simona Muscă, iar astăzi încercăm să aflăm care sunt secretele unui zâmbet sănătos. Te admir, te îndrăgesc, te iubesc și mă bucur că am posibilitatea să și spun uitându-mă în ochii tăi. În seara aceasta îl avem ca invitat pe marele maestru de isprăvi, cel mai mare, cel mai tare om din digitalul românesc. Provocările prezentului, nivelul la care am ajuns și ce ne propunem pentru viitor. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Eu am intitulat emisiunea SUA China, cursa pentru supremație. Probabil că ar trebui să adaug supremație globală. Am vorbit despre curajul femeilor de a-și asuma decizia. În ce măsură oamenii pot crea această uniune în cer, printr-o decizie sau printr-un ritual pe care îl fac pe pământ? Asigurările, cum știți, sunt precum centurile de siguranță. E suficient să ai nevoie o singură dată în viață de ele și îți dai seama imediat de utilitatea lor. Pasiunea asta este cea care te ridică, te coboară și care te face la sfârșit să fii mândru de tine. Astăzi vom vorbi despre culorile care ne influențează. Libertatea acțiunilor. Înțelegeți dumneavoastră? Noi numai liberi nu suntem. Care este procedura de a apela la un fond de investiții când atragem capitalul? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre ceea ce înseamnă darurile deșertului. Sunt dr. Petruța Daniela Mihailescu și vă invit să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Discutam despre campania de vaccinare, cea care a luat spuma tuturor știrilor în această săptămână și ne-am mișcat destul de bine. Putem să devenim stăpânii propriei vieți. Cel puțin așa susține invitatul meu, Gabriel Manolache. Cred că prima cheie este nevastă. Erau trei chei, nu una singură. Trebuie să vă atrag atenția că deciziile... Ne-am reîntors, stimați telespectatori, vorbim despre tendințele pe piața imobiliară, tendințele de locuire. Alături de mine, domnul Octavian Bădescu, antreprenor în serie și investitor pe piața imobiliară. Vorbeam așadar despre o oportunitate ca oamenii să se simtă în vacanță și în același timp să muncească într-o atmosferă de vacanță. Da, noua este schimbare a ecosistemului de muncă în care trăim. Deci astea sunt tendințele. S-au dus oamenii mai mult către București și către case. A mai scăzut cererea pe închiriere, însă a crescut cererea pe achiziție de locuințe, pentru că s-au pus foarte mulți bani în piață. Băncile centrale au băgat mulți bani în piață. Adică băncile au bani, stau pe bani. Da, mă rog, nu stau pe bani că se tot dau fonduri gratuite, că faci nu știu ce eco, că tot felul de proiecte, dar se introduc bani în piață și atunci o parte din ei se duc și către bursă și se duc și către imobiliare. Asta face ca prețurile să crească. Nu doar prețul, dar și prețul materialelor de construcție. Deci s-au scumpit foarte mult, devine din ce în ce mai scump acum o locuință nouă. S-au scumpit materialele de construcție, materia primă, cu 30-50% într-un an de zi. Asta pare șocant. Cum să se
mărească prețul materialului de construcții cu 50%. Adică pare realmente șocant. S-a crescut costul de transport, nu am analizat în detaliu toată chestiunea asta, dar s-au produs. Credeți că este și o chestiune de speculă, în sensul că producătorii profită? Nu, nu e de speculă, este de introducerea banilor în piață. Ce e inflația? Inflația este punerea în piață de monedă. Tipărire, cum era înainte și acum, mă rog, cum e, dar în calculator. Creșterea de prețuri este un efect, dar de unde apare? De la cantitatea de monedă raportată la cantitatea de bunuri și servicii. Deci dacă moneda crește numeric și cantitatea de bunuri și servicii din economie rămâne aceeași, să spunem, sau crește mai puțin, atunci ce înseamnă? Se dau mai mulți bani pentru aceleași lucruri. Asta înseamnă că se sărăcesc oamenii. Economiile trecute nu mai valorează în viitor. Ăsta e procesul. Deci această punere, politica băncilor centrale, cu dobânzi foarte mici, negative în anumite cazuri, în anumite țări, au ajuns dobânzi negative, complet nereale, pentru că dobânda e, e recompensa pentru amânarea unui consum prezent. Deci faptul că tu ții dobânda jos și tipărești bani, nu poate să ducă decât la inflație, la creștere de prețuri. Deci au crescut prețurile, au ajuns bani în piață și o parte s-au dus în acțiuni, au crescut bursele peste tot, o altă parte în imobiliare. Deci prețurile au crescut. Pe de altă parte, cererea pentru închiriere a scăzut, s-au pus multe locuințe în piață, asta înseamnă că randamentul investițional e în scădere. E o realitate. Dar și-a început să scadă probabil sub valoarea inflației. Dar care e alternativa? Pentru că la bancă îți dă 0, 1, după aceea vii cu imobiliarul, după aceea dacă vrei un randament mai bun, trebuie să te duci în lucruri mai riscante. Deci e o politică care nu va avea efecte bune pe termen lung și atunci forma de protecție a oamenilor trebuie să fie să-și pună banii, hârtiile, în active generatoare de cash, active care servesc unor nevoi primare. Nevoia de adăpost, nevoia de locuință. Deci până la urmă tot investiția imobiliară rămâne o cale bună de protecție împotriva inflației, dar mare atenție, ce cumperi trebuie să fie sub valoarea de înlocuire, atenție la prețul pe care îl plătești versus valoarea pe care o primești. Și valoarea trebuie să fie un pic anticipativă sau anticipat așa. Care o să fie tendințele de locuire în viitor? Păi telemunca lucrează, schimbă, da, posibilitatea schimbă de a locui și în, da, afara orașelor? Da. Deci oamenii sunt mai puțin dispuși să se întoarcă în locurile de muncă cu program regulat. Și dacă devine mai complicat să locuiești în oraș, dacă nu ești ținut neapărat de școala copiilor, o parte din oameni se vor muta în afara orașului. Și sigur că poți să te muți în afara orașului, la Snagov, dar de ce nu? Poți să te muți la Poiana Brașov sau poți să te muți pe malul mării, la Sveti Vlas sau oriunde altundeva. Deci cred că va crește această tendință. Numărul de locuri de calitate situate în poziții de excepție, unde nu se mai poate construi prea mult, pentru că e limitată zona, eventual sunt tot felul de restricții, nu mai poți să construiești, nu mai poți să tai pădurea, nu mai poți să faci aia, să aia, să aia. Asta va face ca potențialul de apreciere a prețului imobilelor situate în astfel de zone să fie superior potențialului de apreciere al imobilelor din oraș. Cam de ce buget are nevoie o familie, să spunem, soț, soție, doi copii, pentru un sejur pe litoralul bulgăresc versus litoralul românesc? Sunt similare sau diferă? La final de sezon, într-un resort de tip 4-5 stele, final de sezon în Bulgaria înseamnă începutul octombrie, am văzut prețuri de 25 de euro pe zi de persoană. Care ce conține? Cazare. Cazare. Apoi vii cu un mic dejun, 5-10 euro de persoană. 5 euro de persoană. Deci sunt prețuri mai bune. În sezon acum nu există. Deci până în 28 august, cel puțin în resortul pe care îl urmăresc eu și care mi-a plăcut în mod deosebit, nu au nimic. Totul e ocupat deja.
Deci și aici... 25 de euro pe literalul românesc, nu știu, poate la cort, că și un șeslong e mai scump, nu da, știu. Aici vorbesc de resort de 5 stele, da. Deci nu, este net superior raport calitate-preț litoralul bulgăresc față de cel românesc. Și și aici, când construiești, s-au apucat să construiască stațiuni, da? Unde s-au apucat să construiască? Întâi s-au apucat pe malul mării, prima linie, la mare. Acum poate să vină o grămadă de bani noi să tot construiești. Dar nu mai e loc unde? În prima linie la mare. Te duci în a doua linie la mare. Da, da, ați văzut? În a treia linie la mare. În România se poate și să mărești plajă, să faci, să faci altă linie. Da. Nu știu, am tot văzut o întreagă discuție. Da, n-am fost să văd cu ochii mei ce înseamnă chestiunea respectivă. Da, am înțeles că au făcut-o mai lată decât trebuia și practic... Și cine era la mare nu mai e la mare. E da, la... E într-o mijloc de nisip. Da, la niște deci, dune ce se va construi acum la prețuri mai mari nici măcar nu va beneficia de poziția Unicat în care ești chiar lângă mare, la câțiva zeci de metri. Asta e un avantaj competitiv major pe care nu prea poți să-l repeți. Sau, cum văd eu de la Silver Mountain, văd Postăvarul. Sau, unde mai construiești să vezi Postăvarul lângă Postăvarul? Adică nu e chiar simplu. Pe măsură ce va crește această migrație a oamenilor dinspre marile orașe către zone mult mai liniștite, în care au spații comune, în care pot să se plimbe au fără prea multe comune, restricții. Au spații comune, da, aveți internet bun acolo? Da. Sau merge să căutați semnalul așa? Nu caut semnal, nu. Ca deci, bulgari, ca semnalul de la bulgari. Ai internet bun. Ai internet bun și cred că va deveni o reală opțiune pentru locuire permanentă. În momentul în care devine o reală opțiune pentru locuire permanentă, va crește foarte mult și costul să faci vacanța acolo, pentru că nu vor mai fi spații prea multe disponibile la închiriere. Va scădea oferta pe partea de închiriere pe termen scurt de tip turistic și va deveni mai scump. Ce se întâmplă cu București, domnule Bădescu? În și cu împrejurimile? În București a scăzut cererea pe închiriere, au crescut numărul de apartamente puse la vânzare, pentru că oamenii își bagă banii în ceva și în general nu se gândesc neapărat în primă fază la resort. Dacă au un apartament în București, își mai cumpără altul în București. A crescut foarte mult oferta, se dau în folosință locuințe noi. S-a construit mult și a scăzut cererea, că nu mai sunt, a scăzut foarte mult cererea pe studenți și pe turiști. Și atunci aveam turism important în București? Aveam un turism care de business. Care foloseam regim hotelier. Exact. Cumva. Pe de o parte un turism de business și pe de altă parte un turism de centru Bucureștiului. De noapte, cum se numește, de distracție. La finalul săptămânii. De weekend. Da, da, da. Un city break. Okay. Da? Deci aveam un astfel de turism semnificativ. Ok, nu ca la Paris, dar semnificativ. A scăzut acolo cererea și nu mai sunt studenții. A scăzut cererea și pe studenți. Pe de altă parte, s-a investit foarte mult în trecut și sunt multe apartamente la închiriere, implicit chiriile au scăzut. Deci chiriile au scăzut. Da. Pe puteți, fondul creșterii prețului. Puteți estima o scădere așa generală, că sigur că diferă. Diferă. Probabil că pe medie 10, 15, 20% pe anumite paliere. Da? Pe cele de care vorbim, apartamente închiriabile în regim hotelier sau la studenți, pe centrul Bucureștiului. Dar mai are cine să cumpere, domnule Bădescu, că se spune că 94-95% dintre români sunt proprietari. Cine mai cumpără? Cumpără cine are rezerve financiare și își dă seama că dacă le ține în bănci, le mănâncă inflația și n-au niciun randament. Ba, de fapt, pierd bani. Și nu au disponibilitate, dorință, apetență către risc să se ducă către bursă sau să facă afaceri proprii și atunci le plasează în zona imobiliară. Aici însă trebuie să plasezi cu cap. Trebuie să ai acest lucru în vedere. E foarte bine. Imobilul servește unei nevoi primare, e capabil să genereze cash flow superior uzurii sale. Costului de uzură. Da? Dar depinde de imobil. Pentru că dacă ar scădea, spre exemplu, populația globului, va crește și mai mult oferta de apartament. Da? Știți ce mi s-a părut mie foarte tare? Bine, n-am stat să fac calcule în profunzime,
Dar la un moment dat am avut nevoie să am un loc de parcare într-un ansamblu imobiliar. Și închiriam de la cei care aveau cu 300 de lei pe locul de parcare pe lună. Mi s-a părut foarte mult, sincer, și na, erau 2 metri, 3 metri sau cât e acolo locul de parcare, nu mă pricep. Doar niște dungi pe un asfalt. Adică n-ai alte... Nu, n-ai. Randamentul imobiliar pe locuri de parcare în subteran este un randament bun. Da. Deci poate fi o investiție pentru cineva. Iau 100 de locuri de parcare, da, decât să iau nu știu câte apartamente. Da, pentru că nu se uzează. Dar adică ce se poate uza? Vopseaua? Exact. E o cutie de vopsea și mai trage o dungă. Da. Deci e o investiție bună. Locul de parcare în subteran e o investiție bună, cu un randament superior apartamentului și cu riscuri mai mici. Da. Cine cumpără apartamentul să aibă nevoie și de un loc de parcare. În principiu va avea nevoie și de un loc de parcare din ce în ce mai mult. Acum încă se mai parchează mai pe trotuar, mai pe aia, mai... Dar ușor, ușor... Și vedeți ce înseamnă și mentalitatea. Când s-au pus în vânzare astfel de ansambluri, de diverse feluri și aveau locuri de parcare, 10.000, 15.000 de euro, zic, frate, păi dau pe locul de parcare cât dau pe mașină sau, mă rog, mi se părea cumva aberant, dar mi-am dat seama, calculând valoarea acelui loc de parcare pe termen lung, plus confortul de a avea un loc în subteran, nu-ți bați capul unde parchezi, versus să stai să dai ture pe în cartier la nu știu cât noaptea să găsești un loc de parcare, merită locul ăla cu vopsi îndesat. Și acum și construcția de subteran e mai scumpă decât construcția de suprateran. Adică a existat un cost, iar locul de parcare îți ocupă cam 12-15 metri. Cel puțin. Deci, dar randamentul, nu e rău din perspectiva asta. Deci poate să fie o variantă. Poate să fie o variantă. Trebuie luat loc de parcare. Eu am avut problematica asta în Silver Mountain. Au luat proprietari apartamente și n-au luat locuri de parcare în subteran. Ce sens? Și ei le închiriau la turiști. Și turiștii veneau cu mașina și parchează peste tot aiurea în tramvai. În momentul în care parchează peste tot aiurea în tramvai, pe spații verzi și așa mai departe, cresc costurile de uzură, cresc costurile de întreținere, trebuie să faci curat după ei. Asta este în neregulă. Și facem mari presiune acolo să rezolvăm această chestiune, care până la urmă duce și la o estetică deficitară, implicit la o scădere a valorii proprietății și la un cost mai mare de întreținere, deci la o scădere a valorii proprietății. Nu poți să cumperi 10 apartamente și să nu-ți cumperi locuri de parcare și după aceea să închiriezi unor oameni care vin cu mașina și își lasă mașinile peste tot acolo. Deci, ăștia sunt consumatorii neți de valoare. Da? Oameni care aduc mai multe prejudicii decât contribuțiile lor la comunitate. Și o asociație de proprietari e o societate mică. E o societate mic cu caracteristici similare. Unii sunt cu munca și unii sunt cu trasul. Pentru că tendința omului naturală este să aibă o putere net superioară responsabilității. Vor să aibă puterea de decizie, dar nu și responsabilitatea. Adică să faci tu ceea ce vor ei și eventual pe gratis. Nu vor să plătească raportat la beneficiile pe care le primesc. Asta e tendința naturală cumva a omului și tu trebuie să o ponderezi. Dar de acolo avem problematici în societate. Din această defazare între putere și responsabilitate, vreau putere, dar nu vreau responsabilitate, vreau beneficii, dar nu vreau riscuri și nu vreau costuri. Toată lumea vrea asta, dar nu se poate. Cum evoluează Bucureștiul ca și infrastructură și în ce măsură perspectiva este pozitivă sau negativă în viitor raportat la experiența de locuitor în București? Bucureștiul are niște minusuri. El e foarte dens. Deci sunt mulți locuitori pe o suprafață mică. Că s-au construit cartiere dormitor, adică asta e o chestiune istorică de pe vremea comunismului, de pe vremea lui Ceaușescu, de pe vremea lui Dej. S-a construit mult și e foarte greu să creezi un trai civilizat pe o astfel de structură. Aglomerare cu o densitate de 10.000 de locuitori pe
kilometru pătrat. Deci trebuie să ai maxim 3.000-4.000. Ori Bucureștiul are mai mult. Și atunci e complicat. E complicat. Trebuie să dezvolți cumva pe orizontală și să creezi niște mici orașe, adică oamenii să nu se mai plimbe atâta dintr-un cartier în altul, să nu mai fie nevoiți să se plimbe dintr-un cartier în altul, să se ducă de la birou acasă traversând tot București. Deci trebuie să ai mici zone cu toate facilitățile. Traficul care este acum în București în condiții de concedii, în condiții în care copiii sunt în vacanță și așa mai departe. Au plecat mai puțin în vacanțe. Există niște restricții de a pleca și au plecat mai puțin în străinătate, iar când pleci în țară revii mai repede, deci a scăzut, adică turismul e încă afectat de deciziile politicului. Nu au mai plecat atât de mulți oameni cum plecau. Cum vedeți relația și dintre... Și traficul e aglomerat și pentru că nu mai stau la birou. Dar înainte era mai, poate era mai aglomerat între niște 9, ore 10 și da. 5 oamenii erau mai degrabă la birou, pe când acum e o frunzăreală. Exact. Și sigur, a mai scăzut un pic presiunea pe. Dar unde se duc oamenii aia că, mă rog, s-au mai deschis restaurantele și cafenele cât de cât, dar înainte nici n-aveai unde să te duci să te întâlnești, adică în supermarket. Știți că au fost chiar la granița de tragicomic, cu nuntă în supermarket, că n-aveau oamenii unde să-și facă... Da. În supermarket puteau să fie mai mulți oameni la un loc. Da, deci acum se duc probabil la terase. Dar această perspectivă e datorită faptului că Bucureștiul este restrâns ca suprafață și sunt mulți locuitori. Acum ușor, ușor se extinde pe orizontală, dar într-un ritm mai lent, pentru că e costisitor. Adică nu e simplu, nu prea ai încă suficient de multe facilități pe toate zonele din exteriorul Bucureștiului. Adică calitatea vieții în București nu e extrem de bună. Dacă ar fi să faceți un top 3 al orașelor din România, din perspectiva calității... În opinia mea, Brașovul e pe locul 1 și cu, și cu un potențial de creștere. Și destul de central. Mare. De acolo te poți duce într-un orizont de 3-4 ore cam oriunde. Da. Ai Sibiu, ai Cluj, ai Timișoara, ai Iași, te duci pe Moldova, te duci spre București chiar. Ai multe căi de acces, dacă te uiți pe hartă, sigur că e Valea Prahovei aglomerată pentru că e o cale de acces deficitară, dar e bine poziționat. Valea Prahovei este totuși un drum pe care se poate merge și există alternativa pe la Cheia. Da. Acum. Și chiar și la Brașov. Dar Valea Oltului este ceva de groază. Adică dacă s-a întâmplat un accident sau ceva, s-a terminat. Deci eu cred în orașul Brașov. Gândiți-vă și la potențialul numărului de locuitori care poate veni într-un decurs de 2-3 ore la Brașov. Câți oameni își pot petrece, dar trebuie să petreci pe drum mai puțin de 5 ore. Da? Păi ai, poți să vii de la Constanța, poți să vii de la București, poți să vii de la Craiova, poți să vii de la Timișoara, poți să vii de la Cluj, poți să vii de la Iași. Plus orașele, Sibiu și așa mai departe. Adună această populație și o să vezi cât, plus aeroportul la Brașov, și după aceea vezi capacitatea de cazare și potențialul de schi și cât se mai poate construi în vecinătăți datorită structurii Văii Prahovei. La noi munții sunt destul de strânși. Dar Valea Prahovei, dacă este sezon de iarnă sau este all season? E all season. Dar e mai aglomerat iarna. E o stațiune, e cea mai cunoscută sau printre cele mai cunoscute stațiuni de schi din sud-estul Europei. M-am dus acum o săptămână, două, la Bansko, în Bulgaria, ca să văd dacă există potențial de investiții acolo. Pentru că am văzut prețuri mici pe niște proprietăți care păreau din poze interesante. Și am vrut să văd pe fundamente ce se întâmplă cu acest Bansko, care are un marketing deosebit. Este net inferior Poienii Brașov. De ce? Pentru că ai mai puțin munți. În primul rând că e cam un munte, unul, doi munți. E înconjurat de zone deșes pe care s-a construit haotic și se mai poate construi în continuare. Pe șes. Deci poți să lărgești, să te duci, dar te depărtezi de munte. Dar poți să construiești în continuare. Și ai un munte și construcțiile au fost haotice. Nu s-a avut în vedere
Cât poate să deservească acolo? Păi ai Sofia, 1 milion de locuitori. Ce mai ai pe lângă ca orașe? Unde ai aeroportul? Aeroportul e la Sofia, face o oră jumate până la Bansko. Păi la Brașov o să fie chiar la Brașov. Pădurile de acolo, datorită climei, sunt mai uscate. Nu ai vegetația din România. Deci acolo am în Bansko 36 de grade vara. La Poiana Brașov niciodată nu am depășit 30. Adică, din perspectivă fundamentală, Poiana Brașov este net superioară Bansko. Suntem la finalul emisiunii, mai avem un minut, un minut și jumătate. Să vă rog să îmi spuneți, în opinia dumneavoastră, care credeți că vor fi tendințele pe zona prezidențială în următoarea plajă de timp? Cât timp băncile centrale vor avea dobânzi mici și vor emite monedă sub o formă sau alta, prețurile vor crește, inflația va crește, prețurile vor crește, randamentele investiționale vor scădea și ușor, ușor se va deplasa populația dinspre orașe către zone cu o calitate la nivel fundamental. Din perspectiva mea, resorturile bifează foarte multe plusuri în zona asta. De zone montane și zone marine, lângă munte, lângă mare, dar în comunități, izolat în comunități însă. Și cu facilitățile aproape. E important, foarte important. Da. Am văzut recent ce înseamnă într-un alt spațiu, pe un alt continent, să ai curent electric, să ai apă, lucruri pe care la noi le considerăm cumva de la sine înțeles. Da, dar gândiți-vă că poți să-ți creezi un trai bun acolo, pentru că poți să pui la dispoziție locuință, poți să primești alte beneficii, curățenie, adică dacă e să-mi iau o doamnă la curățenie în casă sau o bucătăreasă sau așa, o să mă coste 1000 de euro în București, de acord? Dacă mă duc în resort, acolo am restaurant și am oameni care fac oricum curățenie. Mă va costa mai puțin. Mulțumesc foarte mult, domnule Bădescu, pentru prezență, pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Revenim după o scurtă pauză publicitară.